Un șofer aflat la volanul unui autoturism care se deplasa dinspre Pitești spre Câmpulung a pierdut controlul volanului din cauza oboselii și a ajuns cu mașina în șanț. Accidentul a avut loc pe raza comunei Schitugolești. În urma coliziunii cu capul de pod, autoturismul a fost serios avariat, însă șoferul a scăpat cu răni ușoare. Polițiștii sosiți la fața locului au făcut măsurători și rămâne să stabilească cu exactitate cauzele producerii accidentului.